Salutare, salutare și bine v-am regăsit din nou la un nou vlog pe canalul meu, Adrian Cătălinzie Cate. Astăzi vom face un unboxing, să spunem așa, sau vom deschide cititorul ăsta de carduri Kingston, cu tot cu cablu, cu tot ce trebuie, să vedem. Is the reader, cred că e de card is the, din ăsta mare, dar am și adaptor, nu-i problemă. Să bag astea mici ca să nu le mai stric. Eu am tot felul de, nu cu probleme, dar bagi cumva aiurea și dai peste stick. Uitați, aici am toate chestiile astea mărunte pentru carduri. Le-am băgat în chestia asta, în cutiuța asta să le am. Bine, eu le-am pus aici ca să le am la îndemână, să nu le caut. Și o să desfacem cutiuța asta. O să testăm aici la computer. Vedem acum ce... Ai nevoie tot felul de chestii din astea. Dar un pic că mă enervează. Oricum nu mai folosesc plasticul ăsta. Dar totuși vreau să tai așa frumos, dacă reușesc să tai în primul rând. Am vrut să vă arăt că e nou, e luat de luna trecută, a venit înaintea, v-am spus că am făcut achiziții, după aia m-a mai ajutat cineva, mi-a mai dat niște bănișori și am luat Insta 360 cu bani cash. Asta e cablu care a căzut jos. Așa, e un cablu. Mamă, dar ce cablu a dat ăștia, bă? Tip C cu tip C. Păi dacă a dat tip C cu tip C, e numai pentru laptop. Eu vreau să bag la computer. Stați așa, să mă uit aici să văd. Dar nu știu dacă am la calculator tip C, dacă e pentru laptop. Nu știu dacă am la calculator mufă de asta tip C și foarte mic cablul ăsta. Uite, mi-a dat tip C cu tip C. Vedeți? Și cam așa arată card reader-ul. Cititorul de carduri, aici a venit introdus ăsta, pac, și vine băgat ăsta, dar acum să vedem. S-ar putea să nu am tip C la calculator, doar să fie tuma prin spate băgat. Aici am USB. Doar la laptop. Dar nu-i problemă. Vedem la laptop. Ai, la mare. Am făcut eu bine că l-am cumpărat și pe acesta, tot de la Kingston, cu tip C. Ăsta e mânerul de la Telesin, bineînțeles, care are baterii. Da? Că trebuie să scot laptop acum. Bineînțeles că e aici aproape. Sper să mai am baterii. Sper să mai am baterii la ea. Asta o să o aruncăm la gunoi. Pentru că laptopul are din asta, de tip C, unde era? Aici, în partea asta la altare. Stați așa, se bagă codul. Să nu vedeți codul. Oricum nu vă interesează voi codul. Ăsta e is the reader. Mi-arată că e pentru laptop. Dar de ce n-au făcut și pentru computer, bă? De ce n-ați făcut, bă, pentru computer?
Da, vroiam și un mouse, dar nu știu dacă am pe aici, dar o să folosesc padul. Pedu. Cum se cheamă ăsta? Stați că se deschide un pic mai greu, că nu e un laptop wow, ca să spunem așa. Dar măcar dacă... Bă, dar totuși cred că ar putea să funcționeze, nu neapărat tip C cu tip C, s-ar putea să funcționeze și USB tip C și să-l bagi la computer. Uite, acum mi-a venit pe figură. Să vedem. Văd că nu s-a aprins, dar probabil nu s-a aprins că nu i-am băgat adaptorul. Ia să vedem. Aha, o apărut beculețul și să vedem dacă apare aici. Sper să nu mai fac din nou prostii să-mi ardă, bine, să-mi ardă cardul, să-mi piardă datele. Data trecută am dat reformatare că am fost eu nătărău. Și am dat reformatare. Ia să vedem, nu e aici. Aha, unitate USB. Să vedeți cum filmează, nu știu dacă puteți vedea voi pe asta. Ia să vedem. A, uite mă, că video din asta fișier MP4, deci video normal, video drept, îl scoate MP4. Numai alea care le scoate 360 le scoate așa. Da, deci camera e ok când filmez pe normal. Da, aici am făcut o probă să văd. A, dar se vede super, mă. Se vede bine. Da, se vede super. Asta e fișierul original, nu-l modifică, lăs exact cum e el. Bine că laptopul l-am dat încetul, de asta nu s-aude sunet. Deci asta e. O să încerc un cablu din asta normal, tip C, dar cu viteză de asta bună. Am un cablu original de telefon, îl bag aici la albastru, și să vedem dacă funcționează. Acum el gândește un pic, nu e un laptop performant, ăsta am dat 1200 de lei pe el, l-am luat, l-am avut la fostul serviciu, ne-a fost mai mult, am la un film mai. Da, ia să vedem. Bine, el nu având placă video puternică, bineînțeles că o ieșit așa, dar o ieșit super. Deci o ieșit super video, perfect. Deci atât am vrut să verific. Îi dăm click ăsta și să-i dau scoatere. Nu mai vreau să mai scot cardul direct așa. Continuare. Așteptăm un pic să se încarce. Ăsta o să dureze un pic. Vlogul ăsta, vreo 10-15 minute, nu vă țin mult. Atât am vrut să văd până se mișcă ăsta. Da, deja s-a blocat aici până se mișcă el. La 5.000 de ani. Hai mă, hai că te dau direct închidere. Au ce aici, s-a deschis ăla. S-a deschis celălalt, s-a deschis... Da, ți-o leacă. Dacă nu l-am mai deschis, eu l-am dat pe sunet oprit, de asta nu s-a auzit nimic, dar sunetul s-aude. Bun, deci asta funcționează pe laptop, tip C, ăsta e portabil, poți să le iei într-o excursie undeva. Probabil poți să bag direct și în telefon, dacă funcționează, dacă îl duci telefonul cu... O să vă arăt eu imediat, vedem, nu știu sigur, dar dacă funcționează și în telefon, e super, că poți să descarci din telefon datele lejer. El e nou-nouț, laptopul nu prea e forjat, dar e bun să fie. Acum, în excursii, nu puteți să mai umbli cu laptopul, care e vlogger mare și are notebook din ala. Acum, în partea cealaltă, l-am disfăcut imediat ăsta la arunc, n-am ce face cu el. Cam așa arată
cititorul ăsta de la Kingston, tot așa mare. Acum dăm mimis la ăsta, îl băgăm aici, a intrat, băgăm în ăsta de viteză USB 3.0, da, deci o-și apărut aici, dăm aici click, frumos, unitate USB tip F, camera, astea care le-am filmat. Dar v-am spus că, uitați cum, aici pe calculator o ieși bine, dar nu știu de ce nu mi eu am dat din ăla, în stânga, în dreapta, am mutat camera, nu știu de ce, trebuie cred că să fac din aplicația, uite, când pun așa pătrat, se vede rotund, se vede. Dar, uite, e 1920 pe 1920, 59,94. Ăsta, nu știu, fișier INSV, așa se cheamă. Nu știu ce fel de tip de fișier. Deci, funcționează și acesta, de la Kingston, e perfect. Mai aveam un card pe aici, așa. Dar nu mai știu pe unde l-am pus. Dar în fine, nu contează. Mai am pe ăsta de 64 de giga, cred că e gol. Ăsta de 128 de giga. Astea le folosesc la camerele celelalte, la cum se cheamă, GoPro. Ia să-i dăm scoatere. Continuare. Nu vreau acasă. Șoareci plâng. Bun, deci am verificat pe asta, o să intru să editez, să vedem vlogul ăla, să-l postez. Hai să vedem pe ăsta de 128 de giga, băgăm în ăsta de Kingston, după care o să încercăm și ăsta cu un ful din asta. Dar de ce nu arată pe ăsta de 128? Ba da, uite, l-o arătat, de ce? Ăsta GoPro. Nici nu mai știu ce mai am filmat pe aici, credeți-mă, că n-am mai avut timp să mai umblu. Astea au fost filmările, cred că le-am făcut pe astea, dacă nu mă înșel. Cred că le-am făcut, da. Astea cred că le-am pus, cred. Nu știu, o să mă uit să văd dacă le-am montat pe astea, că nu mai țin minte ce am mai făcut. Hai, da, BC Player, că nu mai stau să mai caut acum programe. A, da, pe ăsta l-am făcut. 25 de minute, am fost eu în plimbare pe insulă la Young Festival, când bine, înainte să se deschidă. Da, ăsta l-am făcut oricum, o să le șterg, dar nu acum. Îi dau scoatere la fel. Trebuie neapărat dat scoatere, că dacă îl scoți direct, ai bulit cardul, ți-ai pierdut datele din el și pa, la revedere. Sunt foarte sensibile cardurile astea. Bun, am zis că am aici, o să mișc un pic camera asta. Aveam aici un din ăsta, aha. Deci avem un cablu tip C, e cu mufă din asta portocalii, dar merge la mufa albastră, adică e gen puternică. Avem aparatul Kingston băgat, să vedem dacă îl citești. Și din nou băgăm cardul, avem două sloturi, deci poți să bagi două carduri. Aha, a apărut, deci funcționează și tip C-ul și a apărut unitate USB cu tot ce trebuie aici, vizualizare, pictograme mari, pot să bag și pictograme foarte mari. Deci funcționează, băi fraților, care, cum s-ar zice, funcționează și pe tip C și ăsta e adaptorul pentru laptop, tip C cu tip C. Cam
atât cu vlogul de astăzi, din seara asta. De fapt, am făcut două vloguri ca să am, v-am spus. Eu v-am pupat, nu uitați să apăsați butonașul de like, să dați acolo un comentariu, ca întotdeauna, dacă vreți, bineînțeles, să-mi spuneți ce am făcut prost, ce n-am făcut bine. Mai avem și camera asta Nikon, care am cumpărat-o, n-am mai avut timp să mai fac o poză pe ea, așa asta funcționează și destul de destul de bună camera. Am dat așa ca să vedeți cum arată pe live cu obiectiv din asta 18 cu 55 mm. Ia să facem o poză la mouse-ul ăsta. Am aparatură ca lumea, dar nu am timp să mă ocup eu de poze. Nu este timp să fac poze. Mulți mi-au spus că să mă duc să încerc să fac, să filmez, să fac poze pe la anunț, să fac editări. Eu n-am timp de vlogurile mele aproape. Da, păi să mai mă duc la anunț. Deci, obiectivul e, aparatul e nou-nouț. Ăla am de 2 ani, cred că de 3 ani. L-am cumpărat de la Altex. L-am luat, era vreo 2000 și ceva de lei, dacă nu mă înșel. Da, cam așa. Cam 2000 de lei m-a costat. Dar nu, l-am folosit de foarte puține ori. Dar îl folosesc pentru mine. Mie nu-mi place să vând lucrurile, să le revând, să le cumpăr, să le iau iar să le vând. V-am pupat și ne vom revedea la noi vloguri. Pa, pa!